Vă rog să deschideți cu mine din nou și în această seară la Luca, capitolul 24. Vom continua și în această seară să ne mai uităm puțin la aceste evenimente din Luca. Și vom citi de la versetul 29 până la versetul 49. Dar ei au stăruit de el și au zis: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Și a intrat să rămână cu ei. Pe când ședea la masă cu ei, a luat pâinea și după ce a rostit binecuvântarea, a frânt-o și l-a dat-o. Atunci li s-au deschis ochii și l-au cunoscut, dar el s-a făcut nevăzut dinaintea lor. Și au zis unul către altul: nu ardea inima în noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? S-au sculat chiar în ceasul acela, s-au întors în Ierusalim și au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu cei adunați la un loc și zicând: a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. Și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Plin de frică și de spaimă, pentru că ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că eu am. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis: aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagure de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis: iată ce vă spuneam încă când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalm. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile și le-a zis: așa este scris și așa trebuia să pătimească Hristos și să învieze a treia zi dintre cei morți și să propovăduiască tuturor neamurilor numele Lui, pocăința și iertarea păcatelor, începând în Ierusalim. Voi sunteți martori al acestor lucruri și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Amin. Haideți să mergem înaintea Domnului în rugăciune. Doamne, îți mulțumim pentru aceste clipe de har în care putem sta înaintea cuvântului Tău. Îți mulțumim, Doamne, că vrei ca să te descoperi față de noi și în această seară, cum Te-ai descoperit față de ucenici. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei ca să ne înveți și să ne întărești credința. Îți mulțumim, Doamne, că Tu vrei ca spaima noastră să se transforme în bucurie. Îți mulțumim, Doamne, că ești viu, că ai murit și ai înviat pentru răscumpărarea noastră. Îți mulțumim, Doamne, că împreună cu Tine am murit și noi față de păcat și am înviat împreună cu Tine la o viață veșnică. Te rugăm, Doamne, ca să întărești în noi această credință. Te rugăm să o dăruiești acolo unde nu este. Te rugăm ca să deschizi ochi și minți în această seară ca să înțelegem scripturile. Te rugăm, Doamne, ca mâna Ta puternică să lucreze în mijlocul nostru și Duhul Tău cel Sfânt să lucreze în inimile noastre. Îți mulțumim și Te preamărim pentru tot ceea ce ești și pentru tot ceea ce faci. Amin. În Luca capitolul 24 avem trei tablouri distincte după învierea Domnului Iisus Hristos, în care Domnul Iisus Hristos se prezintă la trei grupuri de oameni separate. Avem o mențiune și despre o a patra întâmplare cu Petru, dar aceea nu este redată în total, este doar cumva tangențial arătată în Luca 24. Dar avem aceste trei tablouri masive, complete, despre întâlnirea Domnului Iisus Hristos sau descoperirea Domnului Iisus Hristos și transmiterea adevărului învierii Lui la aceste trei grupări de oameni diferiți. Avem
femeile care se confruntă cu realitatea învierii când merg la mormânt și el nu este acolo. Avem cei de pe drumul spre Emaus și apoi, ne vom uita în această seară, îi avem pe ucenici care până târziu în ziua învierii încă se află în necredință, deși au dovadă peste dovadă peste dovadă. Vine martor peste martor peste martor cu noi informații, cu noi relatări a învierii și ei în continuare sunt necredincioși, necunoscători a acestor adevăruri. Ba mai mult vedem și vom vedea mai în detaliu imediat că chiar față în față cu Hristosul înviat, ei caută alte explicații. Mintea lor nu poate cuprinde această realitate. Dacă studiem mai cu amănuntul aceste trei evenimente, vom vedea că ele urmează un anumit tipar. Vedem că întâi aceste grupări de oameni se confruntă cu această realitate. Vedem că automat ripostează față de informațiile primite. Toate cele trei grupe reacționează advers la aceste informații. Nu pot să creadă așa ceva. Nu pot ca să accepte așa ceva. Vedem că primesc o corectare pentru atitudinea lor și pentru convingerile lor. Am văzut, de exemplu, dimineață că cei pe drumul spre Emaus l-au întrebat ei pe Domnul Iisus Hristos cum de el este singurul care nu știe ce se întâmplă. Și Domnul Iisus Hristos apoi îi corectează și le explică de fapt care sunt realitățile și de fapt tot acel drum parcurs de 2 sau 3 ore este o lecție continuă în care Domnul Iisus deschide scripturile și le vorbește despre el. Și cele din urmă vedem că există o confirmare în care Domnul Iisus Hristos dovedește că El este, în care El, vestea aceasta este adeverită cumva și această confirmare produce un răspuns din partea celor care se confruntă cu această veste. Și de fiecare dată răspunsul este că cei care au primit această veste devin martori ale acestei vești. Femeile imediat se duc și împărtășesc ceea ce au experimentat. Cei doi care se duc spre Emaus, deși aveau intenția să se depărteze și asta au și făcut de la Ierusalim, în momentul în care mințile lor sunt deschise, inima lor este deschisă și ei realizează că l-au văzut pe Hristosul înviat, îndată se întorc la Ierusalim. Da? Să vă imaginați cât de dornici au fost ei să împărtășească cu ucenicii această realitate. Nu este cum mă duc eu până la Cluj cu mașina și mă întorc pentru că vreau ca să vin să vă spun ceva. Da? Ei trebuia să se ducă pe jos. Acum era seară, era noapte. Deci impulsul este automat unul de a împărtăși lucrul acesta cu alții. Și vom vedea că de asemenea ucenicii vor avea o reacție similară, deși într-adevăr interesant este că în cazul ucenicilor parcă este un pic latentă dacă citim Evangheliile și Faptele Apostolilor, parcă este un pic latentă, dar pe de altă parte așa a fost cumva proiectată, pentru că și Domnul Iisus Hristos le spune să aștepte în Ierusalim până când vor fi îmbrăcați cu putere. Da? Avem o perioadă de așteptare până când ei își vor îndeplini menirea de a fi martori. Haideți acum să ne uităm la aceste etape prezentate în interacțiunea Domnului Iisus Hristos cu ucenicii. Vă amintesc unde ne aflăm? Ne aflăm acum undeva spre finalul zilei. Am văzut femeile dis de dimineață se duc la mormânt, se întorc, prezintă ceea ce au descoperit ele ucenicilor. Am văzut că Cleopa și probabil soția lui erau prezenți acolo. Apoi știm că au mai stat o perioadă la Ierusalim pentru că unii dintre bărbați, unii dintre ucenici s-au dus ei la mormânt, au venit înapoi la întâlnirea cu ucenicii, au confirmat că ceea ce femeile au zis este așa, că mormântul este gol. Totuși au tras concluzia că probabil a fost o vedenie, nu este adevărat.
Cleopa și soția lui pleacă, parcurg acest drum de aproximativ 3 ore, se întâlnesc cu Domnul Iisus Hristos pe drum, la un moment dat ajung la capătul drumului, se face seară, îl imploră pe Domnul Iisus să rămână cu ei, Domnul Iisus le deschide ochii, ei realizează cu cine stau de vorbă și acum mai avem un drum de 2-3 ore înapoi la Ierusalim, deci probabil că ne aflăm undeva noaptea în acest moment și ne imaginăm acum femeile, Simon Petru, Cleopa și soția lui, toți martori acestor evenimente, strânși la oaltă și discutând și împărtășind aceste lucruri și dintr-o dată cel despre care discutau și cel despre care se frământau, Domnul Iisus Hristos, se prezintă într-un mod miraculos în mijlocul lor. Asta ca să înțelegem scena, cadrul în care ne aflăm și cumva să înțelegem și mai bine reacția lor la această confruntare. Da? Și Luca ne spune că sunt confruntați cu persoana Domnului Iisus Hristos și ei reacționează la fel ca și ceilalți, la fel ca și ceilalți, într-un fel advers. Versetul 36. În timp ce spuneau ei aceste lucruri, el însuși a stat în mijlocul lor și le-a zis: pace vouă! Îngroziți și înspăimântați, pentru că ei credeau că văd un duh. Realitatea învierii îi pune pe ei și ne pune și pe noi, dacă ne confruntăm cu ea astăzi, în fața unei imposibilități. Și într-un fel este normal ca să răspunzi cu înspăimântare. Pentru că ceva care crezi că este imposibil să manifeste înaintea ochilor tăi. Ceva care crezi că nu se poate întâmpla, s-a întâmplat. Și este clar că s-a întâmplat. Cel care a murit, acum stă viu înaintea ta. Și mintea noastră aleargă, când experimentăm asemenea lucruri, să găsească o explicație la inexplicabil. Pentru că suntem făpturi, ființe raționale și nu ne plac lucrurile care nu le putem explica. Vrem să știm cum se poate așa ceva. Vrem să înțelegem de ce. Întotdeauna mintea noastră va căuta un raționament. De multe ori inventăm raționamente doar ca să putem dormi liniștiți noaptea. Chiar dacă nu sunt reale, adevărate, justificate, da? Dar trebuie să avem o explicație. Pentru că altfel suntem deranjați. Inexplicabilul nu stă bine cu noi, nu șade bine în mintea noastră. Ne frământă, ne tulbură. Cu atât mai mult când ni se prezintă imposibilul, lucru care am zis că nu ar putea să se întâmple. Este imposibil să-ți imaginezi o persoană confirmat moartă, îngropată de 3 zile, acum vie înaintea ta. Și parcă așa de relaxat și de degajat și de nonșalant. Pace vouă. De parcă nu s-a întâmplat nimic. Și mintea lor începe și se frământă, accelerează și ei devin îngroziți și înspăimântați la ceea ce este limpede în fața ochilor lor și în fața ochilor noștri în această seară și caută o explicație. Pentru că nu pot ca să cuprindă acest inexplicabil, acest imposibil Hristos înviat înaintea lor. Și mintea lor debitează o singură explicație. Ei credeau că văd un duh. Ați auzit vreodată, posibil că ați auzit dacă ați studiat la școală filosofie, despre briciul sau lama lui Ockham? William Ockham a fost un filosof în secolul XIV, care a înaintat, a avansat un principiu filosofic, astăzi numit lama lui Ockham, prin care se spune că cea mai simplă explicație a unui fenomen este cea mai sigură sau cea mai preferată explicație a acelui fenomen. Altfel spus, dacă cauți o soluție la o problemă sau vrei să explici ceva și găsești o soluție simplă, nu mai căuta ceva mai complex. Pentru că ceva mai complex, cu siguranță, nu va fi mai bun, ci probabil este o soluție mai proastă. Ce este cea mai simplă soluție este cea mai bună soluție, cea mai probabilă soluție. Problema este când vorbim despre lucruri care sunt imposibile, soluțiile simple nu ne satisfac. Soluțiile simple nu sunt suficiente. Altfel spus, acum avansează
explicația, că dacă un fenomen poate fi explicat printr-o soluție simplă, noi nu mai trebuie ca să căutăm altă soluție, altă explicație, ci trebuie să acceptăm acea soluție. Dar când imposibilul ni se prezintă, precum Hristos mort și acum înviat, căutăm orice explicație, cu orice complexitate, pentru a nega ce în mod simplu este evident. Unii avansează teorii de conspirație. Cu siguranță că ucenicii lui au mers și l-au furat. Deși este inexplicabil cum au putut ca să dezarmeze o gardă întreagă de soldați romani. Deși nu se poate explica cum au mutat piatra de la loc. Și după ce au făcut lucrurile acestea imposibile pentru ei, cu siguranță că au înscenat toate aceste întâlniri și au scris toate aceste documente și au inventat toate aceste fabule. Și apoi au trăit această minciună o viață întreagă și au răspândit-o în toată lumea și au fost dispuși să moară fiecare dintre ei și nici măcar un martor ocular care a spus că l-a văzut pe Hristos înviat n-a dat înapoi de la mărturia lui. Și căutăm orice explicație extrem de complexă pentru a evita soluția simplă că El a înviat. Și ucenicii fac același lucru. Pus în fața adevărului simplu, înaintea ochilor săi, ei l-au văzut pe Hristos, l-au cunoscut toată viața lui, îl știau, l-au văzut pe cruce, l-au văzut răstignit, au știut că a murit cu adevărat, au știut că a stat cadavrul lui în mormânt 3 zile. Și acum îl văd înaintea ochilor săi și soluția simplă la dilema aceasta este a înviat. Exact cum a spus că va face. Exact cum a prevestit. Exact cum spun scripturile, profeții. Dar ca să evite mintea lor întunecată, necredincioasă, lucrul acesta caută și ei soluții complexe. Și debitează această soluție. Ei credeau că văd un duh. Și această convingere eronată, ilogică, necesită o corectare. Și Domnul Iisus Hristos vine și corectează eroarea aceasta și este bine că o face, că o corectează pentru ei și o corectează și pentru noi, care am fi tentați poate astăzi să căutăm alte soluții la ceea ce este inevitabil, adevărul că Hristos a înviat. Hristos vine și în versetul 38 le spune: de ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de îndoieli în inimile voastre? Hristos știe ce este în mintea și în inima lor și vine cu această corectare necesară. Probabil dacă ar fi pur și simplu plecat din mijlocul lor, ei ar fi rămas cu această idee. Mai poate ne-am imaginat. Poate dacă erau mai avansați în psihologie, poate ar fi debitat o altă. Am avut o halucinație în masă. Am împărtășit cumva un fenomen psihosomatic. Cine știe ce debitau ei după aia sau ce ar fi debitat, am fi debitat noi în ziua de astăzi, dacă pur și simplu s-ar fi prezentat și apoi ar fi dispărut. Dar el vine cu corectarea necesară să se dovedească că soluția cea mai simplă este soluția corectă. Observați legătura strânsă care există în mintea lor și în mintea noastră, în inima lor și în inima noastră, între tulburare și îndoială. Întotdeauna când trăiești sub îndoială, cu îndoieli, cu nelămuriri, inima ta, mintea ta este neliniștită și tulburată. Lucrul acesta îl înțelegi de la lucrurile cele mai mici la lucrurile cele mai mari. De exemplu, dacă v-aș spune acum o chestie banală, într-un fel, că mâine dimineață, mâine sunteți liber, poi mâine, este posibil să mai ai servici sau să nu mai ai servici. Îndoială, tulburare, să produce în această îndoială. De ce? Te vei frământa. O să mai am sau nu o să mai am? Nesiguranță, anxietate. Poate unii ați intra în atacuri de panică. Începe să sunați în dreapta, în stânga, pe colegi, pe șef, să vedeți ce se întâmplă. Pentru că îndoiala, nesiguranța, întotdeauna produce tulburare. Cu atât mai mult când vine vorba de asemenea întrebări existențiale.
cum ar fi, există viață după moarte? Da sau nu? Dacă crezi că știi răspunsul, da, în momentul în care vine îndoiala în viața ta, tulburarea se produce. Fie că crezi că răspunsul este da, fie că crezi că răspunsul este nu. De exemplu, cei care sunt ferm convinși că nu există viață după moarte, de obicei trec prin tot felul de îndoieli și tulburări când se apropie de moarte. Zicea un medic la un moment dat, pe masa mea de operație nu sunt atei. Orice om când ajunge sub cuțit, în gândul lui, spune o rugăciune sau se gândește la veșnicie sau se gândește oare mai este ceva după viața aceasta, oricât de sigur ar fi fost el de-a lungul vieții. Sau, dacă ești convins că există viață după moarte, încep alte îndoieli. Cum este această viață? Încotro mă duc eu în această viață? Nesiguranța vis-a-vis de problemele acestea majore a existenței tale provoacă o tulburare fantastică. Trebuie ca să fii sigur. Există învierea morților? Sau nu există? Nu este loc pentru dubiu la aceste întrebări. Trebuie ca să știi aceste răspunsuri, dacă vrei ca să ai liniște. Prin asta nu spun că nu trebuie să punem întrebări, departe de atât. Din contra, trebuie să cercetăm până când suntem satisfăcuți fără îndoială de răspunsul care l-am primit. Prin asta vreau să spun că dacă ești convins că dincolo de viața aceasta nu mai este nimic, fii sigur de asta. Dacă ești convins că nu există Dumnezeu, fii sigur de asta. Dacă ești convins că ce este aici și acum este totul, fii sigur de asta. Și de asemenea, dacă ești convins că există un Dumnezeu, că există o viață veșnică, că există înviere după moarte, fii sigur de asta. Nu te lăsa satisfăcut până când nu ai un răspuns fără îndoială. Prea mulți oameni care se pretind atei sau agnostici sau altceva, de fapt sunt plini de îndoieli. Și n-au în adâncul sufletului lor o liniște că mor și apoi vine odihnă. În țărână, în pace, în liniște, în pământ. Pentru că au dubii. Prea mulți creștini, între ghilimele, n-au liniștea care vine de la realitatea că există o viață veșnică. Și că ei o au în baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Și când vin încercările, și când vin problemele, și când vine boala, și când se află în pragul morții, au aceleași dubii și aceleași frământări și aceeași groază care o au necredincioși. Ca tare, fie că crezi, fie că nu crezi, te provoc în această seară, fii sigur. Confruntă dovezile. Vezi dacă soluția propusă de tine este cea mai logică și cea mai simplă sau dacă cauți o scăpare de la inevitabilul. Hristos a înviat. Și cum am văzut dimineață, dacă a înviat, înseamnă că noi înviem. Și înviem la o judecată. Și El este judecătorul. Și singura scăpare este moartea și învierea Lui în locul tău. Fii sigur de asta. Altfel, perpetu, vom avea tulburări. Altfel, perpetu, vom fi apăsați de aceste întrebări existențiale. După ce Domnul Iisus îi corectează și îi corectează destul de aspru și de sever, la fel cum am văzut că a făcut cu cei doi pe drumul Emausului, dar este spre binele lor, Domnul Iisus le dă exact unde îi doare, dar este spre binele lor, nu îi lasă în această stare, dar cu o bătaie luată, ci pur și simplu acum vine și vrea ca să le confirme. Vrea să le arate că soluția aceasta evidentă, cea mai simplă, că El cu adevărat a înviat, este adevărată. Vrea să le certifice acest lucru și o face în două feluri. În primul rând le certifică lucrul acesta prin dovezi faptice. Vine și le dovedește faptic că acest lucru este adevărat. Da? Explicația lor, a ucenicilor, pentru realitatea inexplicabilă a fost că ei văd un duh. Și Hristos le demonstrează că acest argument
este fals. În primul rând, le arată mâinile și picioarele lui, rănile cauzate de cuie. Se pare că este posibil că această dovadă ar fi fost suficient pentru ei, pentru că vedem că din momentul în care ei văd rănile lui, sunt încă extrem de agitați, dar agitația lor nu mai este una de groază, ci este una de mirare și de bucurie. Realizează că explicația lor că este un duh nu face sens. De ce ar avea un duh rănile acestea? Un duh nu are carne care să fie rănită. Uitați-vă la mâinile, versetul 39, și la picioarele mele. Eu însumi sunt. Atingeți-mă și vedeți, îi provoacă. Da? Un duh nu poate fi atins. Un duh nu are carne și oase. Deci Domnul Iisus argumentează cu ei. Gândiți-vă logic, oameni buni. Și dacă vreți să pipăiți, pipăiți. Nu-i nicio problemă. Așa cum vedeți că am eu. Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și picioarele lui. Dar pentru că ei, de bucurie, tot nu credeau și se mirau. Avem acum un alt fel de necredință. Prima dată a fost o necredință într-un fel negativă, în groază, în spaimă. Acum încep să realizeze că ceea ce s-a prezentat înaintea lor este cu adevărat Hristosul înviat și acum ei sunt uimiți. Nu este o necredință în sensul negativ, ci o uimire, o bucurie din aceea care îi copleșește pur și simplu. Pentru că realizează că soluția cea mai simplă este adevărată. Cu adevărat, El a înviat. Se pare că această dovadă de a le arăta, ei încă n-au pipăit, n-au avut dovezi suplimentare, se pare că această dovadă ar fi fost suficient pentru ei, pentru că vedem, cum ziceam, că tulburarea se transformă într-o mirare și o bucurie la ceea ce văd înaintea ochilor lor. Dar Hristos nu se oprește aici. Hristos vede că această mirare încă nu este acea credință neclintită. Hristos vede că încă lipsește acea rădăcină care nu poate fi smulsă, în care și mintea și inima este convinsă 100% și nu mai are loc de dubiu și nu mai poate fi perturbată și nu mai poate fi tulburată. Și Hristos mai oferă dovezi, mai vine cu o dovadă, un belșug de dovezi ca să nu mai fie loc de îndoială, ca să nu mai aibă motiv de tulburare. Poate că o singură dovadă ar fi fost suficient pe moment. Poate că s-ar fi bucurat în seara aceea. Poate că s-ar fi bucurat în următoarea zi. Dar în viitorul apropiat poate că ar fi venit în mintea lor îndoieli. Poate că la următoarea discuție cineva ar fi spus: da, ați zis că ați văzut pe Hristos și v-a arătat rănile. Dar doar atât? Cum sunteți siguri că au fost în carne? Eu am fost, când am fost mic, la Disney, în Florida. Și la Disney, în Florida, este o atracție care te sui în niște bărcuțe și te duci într-o casă bântuită. Și în această casă bântuită, cei de la Disney au realizat tot felul de holograme. Și sunt foarte convingătoare. La un moment dat există o hologramă cu un schelet care zboară înspre tine în bărcuța ta și vine cam până aici. Nu este adevărat. Este o hologramă, dacă s-a dat la un film 3D. Da? Acum, în lumea antică, ei n-aveau holograme, dar aveau conceptul de nălucă, de duh. Dacă următoarea zi, cineva cu care s-au întâlnit îi întrebau: bun, dar dacă pur și simplu așa arăta năluca respectivă, cu răni, dacă ți-ai imaginat-o doar, faptul că Domnul Iisus Hristos vine cu argumente suplimentare, îi invită să pipăie, și apoi nu se oprește doar aici, îi invită pe ei ca să îi dea lui hrană și să cineze împreună cu ei. Trebuie să ne închipuim că evenimentul acesta n-a durat doar 30 de secunde. Este o discuție care se poartă. Nu ni se spune că în acest text că ei au pipăit, dar cred că până la urmă l-au îmbrățișat, mănâncă împreună. Da? Altfel spus, dovezile faptice sunt așa de bogate încât acum nu mai poate veni nicio întrebare la care ei să n-aibă răspuns. Dacă a fost așa, dacă a fost ca la Disney, bă, frate, eu am mâncat cu el,
L-am îmbrățișat, l-am strâns în brațe, am văzut rănile. N-a fost film 3D. A fost realitate. Și Hristos este așa de bun cu ei și așa de bun cu noi, lăsând acest record istoric, această întipărire istorică, încât le dă aceste dovezi suplimentare. Ca rădăcina credinței lor să fie adâncă. Ca siguranța lor să nu poată fi tulburată. Ei să nu aibă vreodată un dubiu. Hristos cinează cu ei pește și fagure de miere. N-ar fi fost meniul meu preferat? Probabil că eu n-aș fi vrut să mănânc pește cu fagure de miere, da? Dar Hristos cinează cu ei cum a mai cinat de nenumărate ori. Stă, vorbește, mănâncă. Hristos, cel înviat din morți, cinează din nou cu ucenicii lui, exact cum o făcea înainte să fie răstignit. Acum, după această seară, după aceste dovezi, după aceste argumente, nu mai există nici o îndoială. El a înviat în trup. El a înviat în trup. Dar Hristos nu le dă doar dovezile acestea faptice, care sunt de o valoare extraordinară pentru noi din punct de vedere istoric, ci Hristos vine și argumentează din cuvânt. Același lucru îl face și cu cei de pe drumul Emausului. Același lucru se întâmplă, dacă rețineți, și când îngerul se adresează femeilor. Îngerul le spune femeilor să-și amintească de cuvintele care vi le-a spus el mai înainte. Întotdeauna se face un dublu apel la cuvânt și la experiență, la cuvânt și la istorie. Creștinismul este unic în felul acesta, pentru că noi putem face apel la învățătura Scripturii și la istoria Scripturii. Vă pot provoca în această seară să mergeți să cercetați dacă lucrurile acestea sunt în Scriptură și dacă lucrurile acestea s-au întâmplat cu adevărat în istorie. Convingeți-vă fiecare, fiți siguri fiecare. Versetul 44. Apoi le-a zis: acestea sunt lucrurile pe care vi le spuneam când încă eram cu voi. Și anume că trebuie să se împlinească tot ceea ce este scris despre mine în legea lui Moise, în profeți și în psalmi. Atunci le-a deschis mintea. Da? Până aici mintea lor a fost închisă. Cei doi ucenici, Cleopa și soția lui, ni se spune că la un moment dat că ochii lor erau închiși, împiedicați ca să-L vadă pe Hristos. Trebuie să întâmple ceva. Hristos trebuie să facă ceva ca oamenii aceștia să îl vadă cu adevărat. Ce tablou minunat despre lucrarea suverană a lui Dumnezeu. Hristos ne confruntă și Hristos este cel care ne deschide mintea. Hristos este cel care ne deschide ochii încât să îl vedem. Atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă Scripturile și le-a zis: așa este scris, și anume, Hristosul trebuia să sufere și să învie dintre cei morți a treia zi, iar pocăința spre iertarea păcatelor să fie vestită în numele Lui tuturor neamurilor, începând din Ierusalim. Nu putem ca să nu vedem ecoul care l-auzim apoi în 1 Corinteni 15, când Apostolul Pavel sumarizează Evanghelia care el a primit-o și care el o vestește. Apostolul Pavel spune la versetul 1 la 4, în 1 Corinteni 15, în felul următor: fraților, vă reamintesc Evanghelia pe care am vestit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți dacă rămâneți ferm în cuvântul pe care vi l-am vestit. Altfel ați crezut degeaba. Ceea ce v-am dat ca fiind de primă importanță este ceea ce eu la rândul meu am primit, anume că Hristos a murit pentru păcatele noastre potrivit Scripturilor, că a fost îngropat și că a fost înviat a treia zi potrivit Scripturilor. Domnul Iisus Hristos vine și le spune: ceea ce dovedește această realitate nu este ceea ce ei au experimentat, ci este cuvântul lui Dumnezeu, care a vestit lucrul acesta încă de la început. Revelația lui Dumnezeu din nou și din nou și din nou a comunicat poporului Dumnezeu
că trebuie ca să vină Mesia. Trebuie ca să pătimească, trebuie ca să moară. Și după 3 zile va fi înviat. Îmi imaginez, mă întreb, de unde le-a predicat Domnul Iisus în acea seară? La ce texte a mers El în Vechiul Testament? Îmi place așa de mult că în aceste întâmplări în care Domnul Iisus Hristos se prezintă și le predică ucenicilor pe drumul de la Emaus, le predică ucenicilor care sunt prezenți în această seară, întotdeauna le predică expozitiv. Ia scripturile, deschide scripturile, explică scripturile. Nu prea multe ilustrații, nu prea multe poezii, da? Expozitiv. Interesant. Până în acest moment a vorbit în pilde. Acum ia scripturile și explică scripturile. De aceea sunt devotat la această idee de a fi un predicator expozitiv. Pentru că aceasta a făcut Domnul Iisus și aceasta vedem apoi că fac apostolii, când vedem în fapte că ei predică, ei asta fac. Expun Evanghelia și explică Scriptura. Imaginez că probabil Domnul Iisus a început din Geneza, le-a arătat acolo proto-Evanghelia, căderea omului, blestemul care a venit asupra omenirii prin căderea lui Adam și Eva, promisiunea lui Dumnezeu că prin sămânța femeii va veni soluția acestei probleme, sacrificiu făcut, vărsarea de sânge acelor animale prin care Dumnezeu i-a îmbrăcat, pentru că ei erau în goliciunea lor și în rușine datorită răzvrătirii lor. Imaginez că apoi i-a purtat prin toată Scriptura, probabil prin istoria poporului Israel. Poate i-a dus în Exod 12, unde Dumnezeu poruncește poporului Israel ca fiecare familie să ia câte un miel. Și acel miel să fie sacrificat și să ungă pragul de sus al ușii, pentru că Dumnezeu avea ca să coboare moarte asupra Egiptului. Egiptul reprezintă lumea păcătoasă. În mijlocul lumii păcătoase este poporul ales al lui Dumnezeu. Moartea, pentru că la viață se ajunge prin moarte, se coboară de la Dumnezeu să judece lumea păcătoasă. Și singura soluție este toți cei care stau sub sângele mielului trec prin moarte fără să fie atinși de ea. Ce tablou minunat a jertfei Domnului Iisus Hristos, care coboară din ceruri, moare El ca mielul sacrificial, ne pune sub sângele Lui și apoi se reîntoarce ca judecător să pronunțe moartea finală asupra acestei lumi. Și noi toți care stăm sub sângele Domnului Iisus Hristos trecem neatinși. Poate i-a dus, cu siguranță că i-a dus, zic eu, în Isaia 53. Și a zis, cum n-ați înțeles? Cum n-ați văzut? Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsiți de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Imaginez pe Domnul Iisus ținând această predică și gesticulând și cu rănile Lui în fața lor. Și mintea lor acum deschisă, deși au citit Isaia 53 de milioane de ori. Sunt evrei. Cu siguranță l-au citit de câteva ori în fiecare an. Îl știau poate pe de rost. Și se întrebau acum, cum n-am știut, am stat cu El 3 ani de zile și mintea noastră a fost încuiată. Ne-a spus de atâtea ori, ne-a explicat în atâtea feluri și mintea noastră a fost încuiată. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit, dar El era străpuns pentru păcatele noastre și zdrobit pentru vărădelegile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toți ca niște oi, fiecare își vedea de drumurile lui. Dar Domnul, în esența asta este Evanghelia, vă rețineți Efeseni 2, morți în păcatele noastre, dar Dumnezeu. Evanghelia este în aceste cuvinte, dar Dumnezeu. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc.
ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce-l tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei ce pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu, groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelăgiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui, Domnul a găsit cu care să-l zdrobească prin suferință. Avem aici sacrificiul Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului Iisus Hristos. Dar nu se termină Isaia 53 aici. Dar, după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Stai un pic! Tocmai ne-ai spus că a fost zdrobit, că a murit. Ce se întâmplă? Va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Învierea! Isaia îl vede pe Domnul Iisus, care este mielul sacrificat pentru răscumpărarea poporului și apoi în viață se bucure de roada muncii lui. Și îl văd pe Hristos înaintea lui și spune: n-ați înțeles? Exact ce a vestit prorocul Isaia s-a întâmplat. Cu amănuntul ce a vestit prorocul Isaia s-a întâmplat. Va vedea rodul muncii suferinței lui și va înviora prin cunoștința lui. Robul meu cel neprihănit va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Asta este justificarea, într-un cuvânt. Ispășirea Domnului Iisus Hristos, substitutivă, în locul poporului său, ca cei care sunt într-o stare necorespunzătoare să fie puși într-o stare corespunzătoare. Cum? Pentru că El a luat păcatele noastre asupra Lui și ne-a dăruit neprihănirea Lui. De aceea, îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Ce minunat! Le deschide Domnul Iisus Hristos ochii, ce minunat le dovedește identitatea Lui din Scripturi și atât și cu dovezi faptice înaintea lor, încât să nu mai fie nici un dubiu. Niciun dubiu, niciun motiv de tulburare. De asemenea, noi astăzi avem toate dovezile necesare. Avem Scriptura care ne dovedește lucrul acesta și avem mărturiile apostolilor pe paginile Sfintei Scripturi care ne arată această istorie. În concluzie, răspunsul, cum ziceam, și responsabilitatea noastră este ca noi să răspundem prin împărtășirea acestei vești bune cu alții. Acesta a fost răspunsul femeilor. Instant s-au dus și au împărtășit cu ucenicii ce au experimentat. Aceasta a fost răspunsul celor de pe drumul Emausului. În momentul în care au ajuns la această realizare că ei s-au întâlnit cu Hristosul cel înviat, instant s-au dus 3 ore înapoi la ucenici să împărtășească cu ei. Ăsta este răspunsul care trebuie să îl aibă orice om care se întâlnește cu Hristosul cel înviat. Să împărtășești cu alții. De aceea Domnul Iisus Hristos îi provoacă și îi deleagă în felul acesta. Le spune că ei sunt martori ale acestor lucruri. Fiecare întâlnire cu Domnul Iisus din Luca 24 se concluzionează în același fel. Cei care îl întâlnesc pe Hristos se duc să spună altora. Și această întâlnire cu ucenicii lui nu va face excepția. Hristos spune, iar pocăința spre iertarea păcatelor trebuie să fie vestită în numele lui tuturor neamurilor, începând chiar de aici din Ierusalim, le spune. Și apoi îi provoacă pe ei în versetul 48 că ei sunt martori acestor lucruri. Ei sunt responsabili. Și în versetul 49 le spune că le va trimite Duhul Sfânt, care le va da puterea necesară să îndeplinească această chemare.
Voi însă rămâneți în cetate până când veți fi îmbrăcat cu putere de sus. Și apoi ce trebuiau să facă? Apoi trebuiau să meargă și să vestească Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Vestea bună că El a murit și a înviat pentru răscumpărarea și mântuirea tuturor celor ce cred și se pocăiesc. Și trebuiau să facă asta în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Și după înălțarea Lui și pogorârea Duhului Sfânt, vedem că Cartea Faptele Apostolilor este o istorie acestei misiuni împlinite de biserică, care merge și vestește vestea bună că Hristos a înviat până la marginile pământului. Și de asemenea noi, în această seară, dacă printr-o lucrare supranaturală a Duhului Sfânt am avut ochii deschiși, inimile deschise și ne-am întâlnit cu Hristosul cel înviat, avem responsabilitatea, avem privilegiu, avem onoarea, avem acest mandat ca să mergem și să spunem altora, începând din Zalău și până la marginile pământului. Amin. Amin. Haideți.